Ghinion pentru o șoferiță, o tânără de 18 ani din Drobeta, Turnu Severin. Aceasta a fost prinsă drogată la volan după ce mașina în care se afla a fost lovită de un alt autoturist care nu a oprit la semnul stop. Tânăra s-a ales cu dosar penal pentru conducere sub influența substanțelor psihoactive, iar șoferul care a provocat accidentul este cercetat penal pentru vătămare corporală din culpă. Un tânăr din comuna Corlățel, aflat la volanul unei mașini, nu a oprit la semnul stop și a lovit un alt autoturist condus regulamentar de o tânără de 18 ani. Polițiștii de la rutieră au testat ambii șoferi pentru a vedea dacă au consumat alcool sau droguri. Aceștia au constatat că tânăra a ieșit pozitivă la testul cannabis marihuana. În mașina condusă de tânăra de 18 ani se mai aflau alte două adolescente. În urma accidentului a rezultat rănirea ușoară a celor doi conducători auto, dar și a două fete pasagere în mașina condusă de tânăra de 18 ani. Conducătorii auto au fost testați cu privire la consumul de alcool și rezultatul a ieșit negativ. În schimb, tânăra de 18 ani, șoferița mașinii lovite, se afla sub influența substanțelor psihoactive, motiv pentru care au fost recoltate mostre biologice de sânge, a declarat Andreea Rădoi, purtător de cuvânt IPJ Mehedinți. Potrivit reprezentanților poliției Mehedinți, tânăra s-a ales cu dosar penal pentru conducerea sub influența substanțelor psihoactive, iar șoferul care a provocat accidentul este cercetat penal pentru vătămare corporală din culpă.